Viticultorii din Republica Moldova s-au întrunit în prima lor ședință din acest an. Aceștia au adus în atenția autorităților impedimentele din sector, iar pentru unele au venit și cu soluții. În ultimul timp, viticultorii se confruntă cu o serie de probleme de ordin tehnologic, fitosanitar și păstrarea corectă a strugurilor. Vrem să familiarizăm viticultorii cu noile tehnologii, susține directorul executiv al Asociației Producătorilor de Struguri din Moldova. Avem un expert din Italia, va povesti, va arăta cum se implementează așa tehnologie ca pergola, tulpină înaltă. Avem oaspete din Ucraina care va povesti despre problemele de irigare și fertilizare care la noi până când se află într-o stare așa mai slabă. Lubomir Vaipan spune că datorită utilizării tehnologiei moderne de păstrare a strugurilor a reușit să-i țină până de curând în frigider, iar în rezultat i-a vândut la un preț mai bun. Este o tehnologie relativ nu ieftină, dar se merită, susține acesta. Este o tehnologie chileană, care e puțin răspândită în Republica Moldova. Am încercat să implementăm această tehnologie și în Republica Moldova. Acest produs este format din patru elemente, două foi care sunt îmbibate cu metabisulfid de sodiu, care în urma reacției cu umiditatea se elimină sodoiul sau dioxidul de sulf, care permite să formeze în interior un microclimat și a păstra atât umiditatea în produs, cât și în același moment să se facă tratarea produsului, care permite să obținem un produs destul de bun în această perioadă. Din 2014 și până în prezent, cea mai mare cantitate de struguri crescută în gospodăria Mariei Gurske a ajuns pe piețele din vest. Producătoarea spune că este gata ca în acest an să încheie mai multe contracte de colaborare cu partenerii din comunitatea europeană. Sperăm că anul 2018 o să ne aducă mai multe contracte și ține de România și Polonia. În momentul de față mergem spre certificarea Global GAP și ne pregătim pentru ce să avem un produs calitativ și să facem față și piețelor. În 2017, Republica Moldova a dublat cantitatea de struguri exportată peste hotarele țării, astfel că s-a ajuns de la 52.000 la 84.000 tone exportate pe diferite piețe. Pentru prima dată în anul trecut au fost exportate peste 2.500 tone de struguri în Irak. Totuși, principalele piețe de desfacere au rămas spațiul CSI, Polonia, România.